În pragul împlinirii vârstei de 32 de ani, Simona Halep se confruntă cu o aniversare tristă, pierzându-și locul în clasamentul mondial WTA. Acest declin brusc se datorează pierderii tuturor punctelor acumulate în turneele din 2022, astfel că jucătoarea constanțeancă a dispărut din ierarhia tenisului feminin din top. Aceasta a părăsit ultima dată terenul de tenis la US Open 2022 în primul tur, pe data de 29 august, unde mai avea 10 puncte în cont. Cu toate acestea, punctele au fost reduse la 0 în urma ultimei actualizări a clasamentului WTA după US Open 2023. Această lovitură dureroasă pentru Simona de a fi eliminată total din clasamentul WTA după 16 ani este rezultatul amânării rezolvării cazului său de dopaj, care a implicat-o într-o controversă care persistă de mai mult timp. Aceasta a ridicat semne de întrebare cu privire la tratamentul său în comparație cu cazul de dopaj al altor jucătoare celebre, precum Maria Sharapova, reieșind că este total neîndreptățită. Simona a criticat Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis, acuzând-o de amânare repetată a audierilor în cazul său. Totodată, mulți jucători și oficiali au contestat decizia pentru amânarea verdictului. În urma campaniei online inițiate de franțuzoaica Alice Cornet, 33 de ani, pentru a o ajuta pe Simona Halep, jurnaliștii L'Équipe au chestionat respectivul for pe tema amânării verdictului în cazul Halep. Din păcate, reprezentanții agenției nu s-au lăsat intimidați de presiunea mediatică apărută în jurul acestui subiect, astfel că s-au spălat pe mâini, plasând această responsabilitate în curtea vecinului, respectiv Tribunalul Independent Sport Resolutions.